După schimbările din cadrul gărzii de mediu, a urmat și Direcția Sanitar-Veterinară din Constanța. Marți a fost ultima zi de director executiv al instituției pentru Romeo Lazar, care a susținut un concurs în 2010. Vreau să spun că în cei aproape 2 ani am și ceva realizări, am remediat și reamenajat niște unități sanitare din cadrul direcției. De asemenea, am achiziționat 2 mașini pentru reutilarea parcului auto, am obținut bani și acum am avut pe SEAP o licitație și s-a câștigat pentru o centrală pe gaz pentru administrație și laboratorul acesta de aici. De asemenea, am obținut până CTE, am obținut bani pentru care vor veni de la anul pentru reamenajarea direcției. Facem mansardare și acoperiș. În locul său a fost numit Geronimo Brănescu, care a mai deținut funcția de director executiv al acestei instituții în perioada 2008-2009. Deci nu te poți pune schimbării politice și atunci am preferat să mergem și directorul adjunct și eu, să mergem fiecare în circunscripția unde să ne desfășurăm activitatea. Astfel și directorul adjunct, Gheorghe Dincă, și-a dat demisia, continuându-și activitatea de consilier în cadrul circunscripția 4 din Constanța. Dacă în prima fază Romeo Lazar trebuia să fie consilier superior în Eforie, în urma unui ordin, acesta va activa în continuare ca și director adjunct în cadrul instituției, sperând într-o bună colaborare cu noul executiv.